Salutare tuturor! Nici nu știu cum să încep acest vlog. O să am astăzi o ședință foto, super interesantă, după care o să mă duc la spectacol de stand-up comedy, organizat de Florin Lazar. Și o să fie o zi plină. Dar înainte de astea, o să mă duc până la Tarsin, aici în Londra, și o să las un pachet pentru a noștri și încă un pachet cu produse de igienă personală pentru sinistrații din Ucraina, care Tarsin s-a oferit să facă transportul gratuit pentru sinistrați. Ceea ce este un gest foarte frumos și de apreciat, pentru că, sincer, oamenii acum au cel mai mare nevoie de ajutor și contează extrem de mult pentru ei. Și astăzi o să vă duc cu mine, să vedeți cum arată o zi normală, să zic așa, a unui fotograf în Londra, care are două evenimente astăzi, plus că trebuie să mă duc să lăs și pachet. Așa că, hai să mergem. A few moments later. Bun, am ajuns acum la Tarsin. Am cam întârziat un pic, am prins un pic de trafic, asta e ce se face Londra. Mă duc repede să le las pachetul și mergem la ședința foto. Dar mâna. Asta e ok. Lazaleu. Lazaleu, să aveți aici. Mai aduc un pachet și pentru sinistrat, bine? Lazaleu. Lazaleu. Așa? Asta? Bine. Uite câte pachete merg la sinistrat. La sinistrat. Ca să-mi trebuie listă, că de cât? Ce scrie? Adrian Rațiu. Adrian. Da. Ne-am adus produse de igienă personală. Da, foarte mulțumim. Ăsta e al patrulea tir. Urmăriți-ne pe pagina de Facebook Tarsin Londra. Mai punem ce filmulețe, ce lucrăm noi aici. Uh-huh. După aceea o să punem unde ajung, cu cum se mai distribuie, da? No, foarte bine, mulțumim. Foarte bine. No, sănătate, numai bine. Spectacole. Unul o să fie acum de la amiază și unul o să fie după aia. Și acum mă duc să mă întâlnesc cu Florin, să mă văd cu băieții și continuăm ziua. Am ajuns la Comedy Store. Ce se întâmplă pe background și pe backstage. Am intrat pe profilul ei și mă uitam și am, bă, ce interesantă e, face, simpatică e, îmi place de ea. Și apoi am văzut că avea o poză cu iubitul ei, era combinată și zâmbeau împreună. Și normal că am intrat pe profilul lui, să văd dacă pot să-l bat sau ceva. N-aveți și voi gândul ăsta? Cine-i, mă, terminat-o să umblă cu asta? Ia să intru pe profilul lui, să-i găsesc un defect, mă simt eu mai bine despre mine. Să zic, nu merită, mă, să fie cu ea, uite ce cap mare are. Bravo! Bravo! E bine, da? Ba, haide! Cum a fost, Mirica?
Nu credeam că poți să am atâtea orgasme la rând în viață. Este extraordinar. God damn. Oameni din Londra sunt extraordinari. Oameni din Londra sunt... Știți pescuitul sportiv? E un pescuit în care scoți un pește din apă, îl pupi, după aia îl arunci înapoi în apă, cu botul spart, sângerând, căcat pe el. Se vede cu alți pești, îl întreabă ea, ce ai pățit, bă, ce se pățesc? M-am bătut cu un rechin, inventează el ceva. N-o să recunoască, bă, doar mă știi, sunt prost, am văzut râma, am sărit, îmi place râma, dar nebunesc. Baftă, Sorin! S-a speriat, Sorin. Ca orice doctor inteligent care își cumpără un aparat de raze la care transportă animale care nu mai mișcă, o pus aparatul la etaj. La parter pui acvarii. E logic în mea că peștii n-au picioare. Oameni dragi, asta a fost show. Mulțumim din suflet, Londra. Ați fost și sunteți cel mai tare public de peste tot. Vă mulțumim din suflet că ați venit, Londra. Aplauze pentru Cristi Popescu, Sergiu Mirica. Și dacă e ultima oară când ne-am văzut, să aveți o viață frumoasă. Salutare!